Mă tot gândeam la alegerile astea și că o lună o să tot povestească lumea despre candidatul lor preferat. Și ceea ce mi se pare super ciudat e câtă energie o să risipească în legătură cu ceva care e cu totul în afara lor. Și ceea ce încep să văd foarte clar e că lumea nu vrea să înțeleagă că are capacitatea asta bizară înăuntru, pe care n-a folosit-o niciodată, care stă acolo dormindă. Vorbesc despre probleme de genul câți oameni nu au servici. Și ăsta e un factor foarte important. Adică poate să influențeze chiar rezultatul unor alegeri, la urma urmei. Câte joburi sunt disponibile, câți oameni sunt fără servici. Asta e. Acel concept există. Pentru că lumea nu poate să înțeleagă că poate să-și creeze propria lor afacere acum, propriul job. Toată lumea poate să facă ceva legat de ceea ce iubesc să facă, de ceea ce sunt pasionat să facă. Am înțeles că avem capabilitatea și puterea asta de a căuta în interiorul nostru și de a întreba, băi domne, la ce sunt bun? Ce știu eu să fac? Ce îmi place să fac? Și lumea imediat îmi răspunde, da, mă lași cu astea. Dar nimeni nu a făcut o listă cu lucrurile astea. Și toți care nu fac o listă nu văd ce fac. Am amintit asta într-o discuție pe care am avut-o astăzi și prima reacție a câtorva a fost, da, dar nu știi tu povestea mea. După care am mers la ei pe pagina de Facebook și m-am uitat la postările lor de mai de mult. Și normal că am găsit o grămadă de postări care sunt pline de negativitate și nu au absolut nimic cu ei personal. Adică înțeleg că te relaxezi cu o bere și te uiți la un meci de fotbal cu prietenii. Dar când întreaga ta viață depinde de un grup de oameni dintr-o oarecare localitate care bat alt grup de oameni dintr-o altă localitate la ceva care la scurtă vreme nici măcar nu mai are importanță, toată energia, lumea e pasionată de asta, de ceva asupra căruia nu au nici cel mai mic control și practic nu are nicio legătură personală cu ei. Dar steaua, dacă lumea înțelege că, băi nene, ce sunt capabil să fac? Și lumea parcă nu știe asta. Păi dacă ai îngriji bătrâni și nu lucrezi, nu-ți găsești un job acum, de ce nu te-ai pus să faci un blog, să postezi pe un forum, să faci un podcast legat de ce ai observat în legătură cu sănătatea bătrânilor ăștia sau cum ai tratat o anumită situație sau ce ai făcut într-un caz de urgență. Sunt convins că e multă lume, e foarte multă lume interesată de cum au fost rezolvate niște chestii cu care se confruntă și ei. Și normal, lumea automat, bă, da, și știu eu să fac podcast-uri și să postez și să alea. Dom'le, toate informațiile sunt puse pe internet, la dispoziția tuturor. Adică nu e un mare secret. Trăim într-o generație în care avem cele mai multe oportunități și posibilități la îndemână. Dar și cel mai mare număr de oameni care nu cred lucrul ăsta. Îmi scrie lumea pe Facebook pur și simplu ca să-și apere scuza pentru care nu fac ceva anume. Nu știi tu, domne, situația mea și alte blablauri. Deci tu crezi că situația ta are vreo legătură cu ceea ce poți tu să faci în momentul ăsta. Tu n-ai nevoie de mila cuiva, n-ai nevoie de empatie. Tu doar vrei să schimbi situația. Vrei să te întrebi cum poți să folosești situația în care ești. Deci nu situațiile oamenilor contează. La ce te uiți? Citezi ziarul, stai cu ochii în TV-ul. Între 12 și 15 ore, tu stai cu atenția îndreptată în afara ta, în exteriorul tău. Și toate astea nu sunt importante pentru tine. Suntem dresați așa. Stai într-o sală de clasă 12 ani și o autoritate spune toată ziua care-i treaba cu viața asta și cum să o trăiești. Și normal că după vreme ajungi să crezi că cineva știe mai bine decât tine. Singurii oameni care o să realizeze ceva în viața asta sunt oamenii care decid că vor să crească. Oamenii care au pasiunea de a vrea să se dezvolte din interior. Și lumea mă aude că zic astea și zic, da, dar eu nu pot. Nu, n-ai putut. Ai fost mereu înconjurat de o grămadă de lume care ți-a spus exact opusul la ceea ce spun eu aici. Te-ai uitat la știrile TV.
Păi ăia sunt concepuți să te manipuleze și să-ți creeze dependență. Normal că tu stai neștiutor și neajutorat în timp ce ei îți spun asta se întâmplă, asta se întâmplă și acum asta se întâmplă. Și răspunsul tău e, a, păi, acum ești trist, acum asta e show, haha, ce super tare show. Reacționezi la ceea ce îți spun ei la televizor. Reacționezi exact cum ei vor. Înțeleg că suntem super îndoctrinați și ni se spune că nu putem face unele chestii. Dar e ca și cum aș încerca să-i spun cuiva că poate să fie în formă, dar se contrazice cu mine în timp ce se îndoapă cu pizza. Da, sigur, nu e chiar așa ușor, uite, mie îmi place să mănânc pizza. Și încerc să-i spun, nu trebuie, nu te mai obligă nimeni. Uită-te la ce ai făcut în decursul anului trecut. De-aia acum ești unde ești. E fizic imposibil să-ți concentrezi atenția la ceea ce-ți dorești, să muncești înspre îndeplinirea acestui scop și să eșuezi de fiecare dată. Da, normal, poate dai greș de o mulțime de ori, dar cui pasă? Mergi mai departe, mergi la următorul pas, faci următoarea încercare. Majoritatea dau kicks o singură dată și nu mai fac nimic. Gata. E ca și cum aș duce cu mașina în excursie și dau de un drum închis. Gata, nu mai mergem la mare, e închis drumul. Nu, înconjurăm, mergem pe detur, o luăm pe altă cale. Și văd lumea care îmi zice, nu, domne, păi nu-i chiar așa. Și asta pentru că cel mai înfricoșător lucru din lumea asta e să te înfrunți pe tine însuți. E să stai față în față cu tine, să-ți înfrunți propriul potențial, să vezi ce poți face, să-ți ții în frâu dependențele și să pui mâna să faci lucrul ăsta. E cel mai înfricoș, e cel mai înfiorător lucru din lumea asta. E atât de înfricoșător încât atunci când lumea e pusă față în față cu lucrurile astea, preferă să lupte. Ar chiar omorâ pe cineva decât să recunoască că a făcut o greșeală. Preferă să aibă dreptate decât să aibă libertate. Și asta, dragilor, mie mi se pare nebunie maximă. Și sunt absolut convins că o să fie lume care o să atace punctul meu de vedere. Dar nu-mi pasă. Nu-mi pasă pentru că știu sigur că se poate, da? Că poți să ai libertatea asta. Și cu fiecare secundă pe care o pierzi apărându-ți crezul ăsta că nu se poate, stai și rămâi așa cum ai fost. Îți creezi tu propria ta poveste. Nu pot ca cu 5 ani, bla 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 bla. Băi omule, aia nu e acum. Nu pot că-s falit. Mi-a zis unul azi, domnule, nu pot că n-am destule resurse. Deci tu crezi că resursele tale sunt ceea ce ai tu în contul ăla din bancă? Resursele tale sunt abilitatea ta de a învăța, puterea ta de a începe din nou, puterea ta de a te ridica, de a te mișca, de a merge mai departe. Încetează să mai atribui atâta putere lucrurilor care sunt în afara ta, în exteriorul tău. Încetează să crezi că toată lumea trebuie să te conducă pe tine. Poți să te conduci și singur și apoi lumea din jurul tău o să înceapă și o să vadă lucrul ăsta și să facă și ei la fel cum ai făcut tu. Ah, e incredibil!